Bună regăsire, prieteni! Continuăm seria de cote 2 câștigătoare. După cum ați putut vedea și până acum, avem un foarte bun profit, zic eu, plus vreo 400 de unități, ceea ce este foarte încurajator. Pentru ziua de sâmbătă am ales câteva variante foarte interesante. Avem întâi de toate Real Madrid în finala campionatului mondial al cluburilor. Eu zic că se va impune în meciul cu Al Hilal Saudi, chiar dacă ei sunt destul de bine poziționați acolo, au bătut pe Flamengo. Cred că Realul nu se va juca și va câștiga acest nou trofeu. Așadar, este o victorie pentru Real pe care o mizez la cota de 1.27. Mergem și la rugby, la meciul dintre Irlanda și Franța din turneul celor 6 națiuni. Cred că Irlanda va câștiga pe teren propriu, cotă foarte bună 1.50, dar din cele două nu ne iese peste 2, așa că a trebuit să mai alegem un meci din Liga Secundă portugheză, Estrela cu Benfica Lisabona, echipa secundă. Cred că Estrela nu va pierde acest meci și cota pentru dubla de 1x este foarte bună în acest caz, 1.22. Așadar, toate cele 3 însumate ne dă un 2.32 foarte, foarte frumos și uite că din aceste reminiscențe de peste 2 am făcut aproape încă o cotă de 2 până acum câștigătoare. Deci, dragi prieteni, reamintesc că avem printre puținele bilete pe care sunt incluse 3 evenimente, dar am mare încredere să fie verde. Toată lumea să fie la casierie după acest nou bilet. Vă salut, toate bune!